Salutare, om bun, și bine am găsit la al șaptelea episod de Minecraft modat. Eu sper că e al șaptelea, că habar n-am, nu sunt sigur. Spuneți voi în comentarii dacă greșesc oricum. Sunt convins de treaba asta. Ok. Ok. Deci să-i facem aici trepte să coboare eventual. De fapt, ba nu. Lasă, stai acolo. Stai acolo mai bine. Dacă cobori, îmi faci pinca pe aici. Lasă, stai acolo. Bun. Ce facem azi? Vreau să alimentăm asta cu ferma cu energie eco, bio. Chestie, trestie. Cu energie solară, da. Asta era termenul. Pe care o facem din modul mecanism. Facem un panou solar astăzi. Hai să-l adăugăm aici la favorite. Și să vedem cum se craftează. Deci, chestiile astea, care nu știu ce sunt. Solar panel. Osmium dust. Ok. Tableta asta nu e greu de făcut, din câte văd. Solar panel. Ok, deci trebuie să punem niște sticlă la prăjit. Și trebuie să facem un metallurgic infuser, ok. Și ne mai trebuie și un crusher. Ca să facem osmium dust. Ia să vedem dacă găsim. Crusher, ok. Uite, hai că am găsit. Două găleți de lavă, un steel casing. Ok, deci trebuie să punem și niște steel la făcut. Unde e? Dăm niște cărbune. Bun. Și să punem... avem sticlă, ok. Hai să facem prima dată steel-ul. Uite, hai că avem și invarul de data trecută pe aici. Ce mai avem? Invar, un lingou, ok. Iron, doar 6 lingouri. Ăsta ia să-l scoatem noi, aluminium brass-ul ăsta. Că ne încurcă pe aici. Și steel, 3 lingouri, ok. Hai să mai punem niște fier. Ca să facem... am mai făcut aici două din ăștia. Că chestul ăla oricum era degeaba. Adică acum avem spațiu căcălău. Fier, unde-i fierul? Aici. Să mai facem niște steel. Mai avem noi ceva pe aici, dar... E bine să mai facem. Unde am pus gălețile? Ca să luăm lavă. Ca să facem crusher-ul. Găleți, găleți, găleți. Unde-s mă călețile? Nu le văd eu. Aici. Inventar nu sunt, aici nu sunt. Mă, fraților, mă, unde-s mă călețile, mă? Deci aici nu. A, uite-le, mă, gata. Deci, două găleți de lavă. Tu văd că mai ai. Hai să mai umplem aici. Ca să nu rămânem fără. Bun. Și să punem și jumătate de stack de cărbune. Steel un bloc. De bătaie. Deci avem gălețile de lavă. Ce ne mai trebuie? Din ăsta. Metallurgic infuser. Ok, trebuie să facem întâi metallurgic infuser, aparent. Osmium, restă un fier și două furnale, ok, deci osmium. Osmium, osmium, restă un fier și furnale. Hai să craftăm. Deci furnale. Și atât. 1. Ne ajunge 1 momentan. Putem să-l ștergem de aici, de pe listă, și să-l punem la etaj. Cred că aici o să-l punem. Bun, aici din câte știu punem redstone. Dap, și el se umple. Și trebuie să luăm generatorul, pentru că momentan altă sursă nu avem decât asta pe cărbune.
Și îl punem aici. Și ăsta primește energie, ok. Așa. Ăsta niște osmium, ok. Hai să punem aici vreo bucăți. Și ăsta se apucă de treabă. Bun, tu mai ai nevoie de cărbune. Stilul ce face? E gata? Un bloc și patru lingouri. 1, 2, hai, dă-l încolo. Că avem treabă. O sticlă, ok. Am înțeles. Unde avem sticlă? Totdeauna mă uit în dreapta. Uit de chestia asta, para mea. Bun, avem un din ăsta. Steel casing, așa, chestie. Redstone. Și trebuie să luăm chestiile de sus. Circuitele sau ce naiba sunt. Dup. Circuite, am zis bine. Redstone văd că avem. Cred că asta e tot. Dup. Și avem un crusher. Care ăsta transformă metalele în praf. Ia să vedem. De ce nu primești curent? A, trebuie să te pun în dreapta, scuze, da. Uit. Acum funcționezi. Și se aude oribil, apropo. Bun, din ăștia avem. Crusher-ul făcurăm. Hai să te ștergem de pe listă. De pe A. Și acum trebuie să craftăm panou în sine. Deci osmium dust, energy tablet. Ok, trebuie să punem o grămadă de fier în chestia asta. Hai, bagă-te tu până una alta. Și trebuie să mai facem niște fier. 7 blocuri, ok. Intră ăsta pe ușă. Neam. Bun. Deci am putea să facem din ăsta. Sau mai multe din ăștia. Bine, el cred că e mai bun ăsta. 25 de kilo RF. Dar nu știu cât generează. L, Shift și M. Ia să vedem. Nu prea zice el cât generează, dar eu zic că e destul de bun. Bun, 4. Hai să mai punem aici, că mai avem nevoie. Mai bag încă 4. Fier, încă 5 blocuri, bun. Hai să mai luăm niște reston și să ne apucăm de treabă. Deci, trebuie să facem, stai, deci ne trebuie 4, ok, 4 ori 3, 12, 12 de ăștia trebuie să facem, ok. Avem 4 dintre astea și cu 4, 8, dă niște sticlă, unde-i sticla? Avem aici ceva. Și un inventar, ok. Facem aici două rânduri. Ia mai bag încă 4. 2 și mai așteptăm încă 2. Trei timp, hai să mai luăm niște fier. Pac, pac. Băi, iar vine seara, ce naiba? A, uite, mai avem aici încă 2 blocuri. Perfect. Redstone. Mai avem decât în blocuri. Nu e problemă, că facem. Așa. Wow, dar se aude oribil. Blocuri. Mai bine. Nu realizai. Așa. Osmium. Osmium, ok, hai că avem destul. Să sperăm că ne ajunge. Deci 12 de ăștia. Fac, așa trebuia. După calculele mele, 12 de ăștia. Energy tablet. Aoleo, o grămadă de gold. Nu e bună. Și încă 8 din ăștia, cred.
Deci, gold. Și încă 8 chestii de ăștia. 6. Șapte. Ok, stai că nu mai are restul băiatul. Și hai să-i mai punem să mai facă, că vom avea nevoie. 8. Perfect. Așa. 4. Și... încă 8 acu, cred. Stai. 8, da. E bine. Osmium dust avem, iron avem, stăm după chestiile astea. Am putea să-i facem la șmecheria asta, să-i facem un upgrade de viteză. Să zim și te mai repede. Care e? Ăsta. Două un osmium dust. Ia hai să încercăm să-i facem. Că nu e scump. Se miște un pic mai repede treaba. Ia să vedem. Upgrade-uri. Unde naiba sunt aici? Ia să vedem. Se mișcă un pic mai repede. Dap. Se mișcă considerabil mai repede. Hai să mai facem încă două. Perfect. Ia să vedem acum. Cât de repede se mișcă treaba. E ceva. Diferență. Acum pot să aștept și eu în inventar aici. Și să mă mai uit la alte chestii. Deci ziseram 8. Ok. 6. 7. Și după mai trebuie încă 2. Ok. Ia să vedem. A, trebuie să le fac pe rând. Firar. 2. 3 și a patra. Sper că am ușa închisă, da, e închisă. Da, hai să dormim ca să nu avem colindători. Nu prea mai e vremea lor, dar mai știi. Dacă am trecut Crăciunul, dar nu se știe. Când apar. Și gata. Hai să vedem dacă funcționează panoul ăsta solar cu firele din din thermal expansion. Ia să vedem. Da, mai că merge. E bine. Dar trebuie să-l punem undeva mai bine amplasat, gen pe casa ăstuia. Ia stai să luăm noi niște fire. De genul ăsta. De fapt, hai că nu-l punem pe casă, îl punem aici. Uite așa. Uite așa. Știu că nu arată foarte frumos, dar din moment ce merge, eu zic că nu-i rău. Și ăsta produce aici curent. 32 RF per tick, iar ăsta produce... Ia să vedem cât produce ăsta. N-am niciun... Niciun cărbune la mine. Nici o bucată de cărbune, ia. Cât produci, mă? 40. Da, ăsta produce într-adevăr mai mult decât produce panou, dar dacă facem și o eoliană... O să fie altceva, ia să doborăm noi copacul ăsta, că mă enervează aici. Ups. Domnule Dințos. Așa. Nu intră destul energie. Ia, tu te umpluși? Ai ceva energie.
Ba, atâta timp cât merge, eu-s fericit. Uite, merge încet așa, dar merge. Încet tunel. Nu ne grăbește nimeni. Da, hai că merge. Bun, avem aici sugar maple sapling, aici avem fir, fir, cum dracu s-o zice, oak, maple aici. Apropo, hai să punem sapling-urile aici. De maple, între, da, e bine aici. Nu e bine. Dă-le încoa. Deci între oak și spațiul ăla liber. Adică aici. Aha. Firar să fie. Mă, cum crescuși mă fix acum? Oak-ul vine în stânga la maple. Adică aici, cred. Așa, iar fărul sus între sugar maple și ce-o fi în dreapta acolo. Ok, nu-mi dau seama. Unde naiba? Ce e în dreapta? Oak? Tot oak e și în dreapta? Da, ok. Oak acolo, oak aici? Păi nu e bine. Pe asta trebuie să-l scoatem de aici. Așa. Eucalipt aici. În stânga eucaliptului. Cred că aici vine fără, dacă nu mă înșelia sine. Ar trebui să-l planteze aici. Da, hai că l-ai pus bine. Ăsta tăie el cam greu, dar văd că-și face treaba încet așa. Perfect. Oak-ul e bine. Bun. Acum trebuie să transportăm cumva toate materialele ăștia într-un chest. Deci ne trebuie un item duct. Hai să mâncăm și noi ceva. Am pus aici la făcut niște cărniță. Bagă și o pâinică, ia să vedem cum stăm cu nutriția. Grâne avem destule, văd. Nu avem legume. Hai să băgăm niște morcovi. Să renunțăm la pâine o vreme. Băgăm niște morcovi. Așa. Bun. Trebuie să facem niște țevi care să transporte iteme. Pump rate-ul ăsta mega. Nu, ăsta e de apă. Lichide, în general. Basic logistical transporter. Cred că ăsta. Niște oțel și din ăsta basic. Hai să vedem cum se comportă țevile din mecanism. Steel, două linguri. Așa, dă-l și pe ultimul. Și hai să facem ce era în mijloc din ăsta. Ok. Hai să vedem cum se comportă ăștia. Că alea din thermal expansion sunt destul de pretențioase. Adică trebuie să faci trebuie să faci un servo neapărat și să-i spui, bă, trebuie să scoți nu știu ce chestie. Adică e bătaie de cap. Ce să mai... Dar cred că tot acolo o să ajungem dacă asta nu e bun. Ok, văd că nu scoate. Faza e că asta o să funcționeze doar ziua. N-ar fi o problemă așa mare. Uite că mai cresc cu unul. Ce tare. Păi și cum îți spun ție ce trebuie să scoți? Ne trebuie un altă, dacă nu mă înșel. Configurator? Ăsta? Stai, ce naiba e?
Bă, cred că de asta avem nevoie, dar nu știu unde se încarcă. Nu e greu de craftat. Ia, dați-mi o secundă să caut pe wiki. Bun, hai că de chestia asta avem nevoie. Care se încarcă într-o chestie din asta. Și ne trebuie ca părghiruri, chestie. Așa că n-avem decât să facem aici, ca părghiruri. Punem o lingură de ăștia. Ne trebuie o matriță de rotițe. Și ne trebuie, pentru matriță, ne trebuie din ăștia. Cred că unul ne trebuie. Bă, lasă-l mă asta de telefon. Gata, finally. Vezi cum puii mei mai sunt și de data asta. Așa, cupru, hai, hai și tu mai repede. Aluminium bres. Băgăm aici, facem matriță și după facem rotițele. Bineînțeles că nu pot să dorm acum. Una bucată. Hai să dormim până se răcește toată noaptea. Ia uzi. Una și a doua. Deci ăștia le rezolvăm. Ne mai trebuie una din plumb. Hai. Hai ca să nu fac două drumuri. Bun. O rotiță din plumb. Hai de repede. machine frame, tin, fier și sticlă avem. N-avem tin la noi. Dar o să avem imediat. Ăsta. Dar trebuie să fie mai mult. Uite. Aici, așa. Fac și ăsta trebuie. Stai, nu, stai așa, stai. De fapt, ia stai să încercăm ceva. Dacă te pun pe tine, te pot transforma în din ăla din fac. Ok, aia, ăla a fost stil. Nu e bună. Da, mă, uite, se transformă, e bine atunci. 4 lingouri. Hai, repede. Facem rotiță. Ups, în stânga. Băi, nu m-am văzut cu da dracu. Bun, din ăștia silver, ok, silver, da niște silver, așa. Câte ne trebuie? Două, am înțeles, restul, firar să fie. În stânga, bineînțeles, una, două și alte două. Și asta cu gold, am înțeles, gata, și ar trebui să avem tot. Dap. Bun. Avem asta cu care să-l încărcăm. Acum, hai să-l craftăm și pe el. Energy tablet, foarte simplu. O bucată de lapis, așa. Și un băț, pe bune că n-am un băț. Băț, băț, băț. Nu avem, facem. Nu-i problemă. Bun. Hai să-l încărcăm. Hai că se încarcă destul de repede, văd. Bagă mare, hai. Acum să vedem și cum se consumă energia din el. Bun, hai să vedem cum merge. Color bapt, dark green. Push, pull. Așa. Și ar trebui să scoată tot. Ia să vedem. Scoate câte unul. Nu e o mare problemă că scoate câte un bloc. Important e să scoată.
Așa. Dacă te pun pe tine, te miști mai repede? Nu cred. Nu, nu se mișcă mai repede, nu contează chestia asta. Ok, o să rămânem la civile din mecanism, că sunt destul de ok. Bun. Bun, bun, bun. Deci rămânem la civile ăștia, asta-i, da, dacă vreau să le upgradez. Basic Logistical Transporter. Următorul e Advanced, nu? Unde ești? Ultimate, Elite, Advanced, Basic, Advanced. Deci, din ăștia și din ăștia. Ăștia cum se făceau? R. Ups. R. Aha, din oțel aia era problema noastră. Ia vină mă încoa. Că vreau să te upgradez. Că nu e mare problema de un fier și un redstone. Ia să vedem dacă le upgradăm. Ar trebui să scoată câte două. Oh. Oho. Ca lumea. Ah, perfect. Gata, la din ăștia rămânem. Tu spargi? Hai că sparge, e bine. O, și te mișcă destul de repede, uite. Ce m-a ajuns la energie maximă? Ok, deci panoul ăsta chiar își face treaba. Ia uite. Bun. Scoate tot aici. Ia să vedem ăsta ce culoare are. Un mo... Un... Nu e mov, ăsta e portocaliu. Așa. Bun. În episodul următor vreau să facem, să transformăm lemnul ăsta de oak, ăsta în special, vreau să-l facem în charcoal, ca să avem și noi. Dar tu de ce nu vrei, mă, să spargem în continuare pe ăla? Și vreau să sortăm și saplingurile, să le bage aici. Iar restul eventual să le șteargă sau nu știu, să le bage într-un generator. Vedem. De tine nu mai avem nevoie. Nici de tine. Trebuie să stupăm aici. Da, stupi off camera. Bun. Cam atât și cu episodul de azi. Eu am fost Cătă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Și ne revedem data viitoare. Pa!